Bun venit la al patrulea review de carte! Pentru cine nu mă cunoaște încă, eu sunt Oana Mihăilă și printre alte lucruri de care mă ocup, am pornit proiectul acesta de a face recenzii la cărți, cărți care îmi confirmă informații sau fac fisele să cadă, cum se spune, și fac asta tocmai pentru că știu cât de valoroasă este informația corectă și pentru că eu sunt tipul de persoană care se bucură să împărtășească cu alții despre descoperirile făcute. Am găsit titlul acestei cărți despre care voi vorbi astăzi în una dintre cărțile citite, în care era recomandată de către autor și am început să o caut încă de când am aflat de ea. Din nefericire am găsit-o doar în limba engleză și doar în format electronic, iar recomandarea sună așa: să rupem câte 10 pagini din cartea asta în fiecare zi și să le punem în rucsac, în geantă, și să le citim în pauzele scurte pe care le avem în timpul zilei. Eu, de felul meu, umblu cu cartea în rucsac fix din același motiv, ca să umplu timpii morți cu ceva hrănitor, și ăsta este subiectul cărții de astăzi. Cărticica se numește How to Live on 24 Hours a Day, adică cum să trăiești, cum să-ți trăiești cele 24 de ore cu care ești binecuvântat în fiecare zi. E scrisă de Arnold Bennett și e o carte perfectă pentru cei care nu își administrează timpul cum ar vrea, adică este despre managementul timpului. Timpul, care este resursa de care avem cu toții nevoie, însă este resursa care nu se regenerează niciodată. Nu știu dacă ați reușit să vă gândiți la timp, în adevăratul sens al cuvântului, și de ce unii oameni reușesc să facă lucruri mărețe cu timpul vieții lor și alții nu. E de departe cea mai interesantă resursă pe care o avem la dispoziție cu toții și o avem la dispoziție cu toții în cantitate egală. Ideea cărții a pornit de la faptul că există cărți și articole despre cum să supraviețuiești cu puțin bani, de exemplu, și ele creează tot felul de dispute și scandaluri, pentru că banii sunt un subiect tabu pentru majoritatea oamenilor, chiar mai tabu decât sexul, de cele mai multe ori. Și chiar dacă time is money, nu există cărți despre cum să-ți trăiești cele 24 de ore din zi, pentru că atât avem, nici mai mult, nici mai puțin, fiecare dintre noi. Arnold Bennett e de părere că timpul este mai valoros decât banii. De ce? Dacă ai timp, și aș mai adăuga eu și sănătate, poți obține bani de obicei, în cele mai multe dintre cazuri, unii mai mulți, unii mai puțin, dar de obicei dacă ai timp și sănătate, obții bani. Însă chiar dacă ești cel mai avut om de pe pământ, nu poți cumpăra niciun minut în plus pentru o zi față de ceea ce are orice alt om de pe planeta asta sau orice altă ființă vie. Mai mult, dacă ai timp și sănătate, totul e posibil. Dacă nu ai timp, nu poți face nimic. În felul ăsta, putem privi timpul ca pe un miracol zilnic, îi spune Arnold Bennett. Ne trezim toți dimineață și avem cu toții portofelele pline cu câte 24 de ore de, spune el frumos, țesut încă nematerializat al vieții noastre. Și este ceva care este doar al nostru, cea mai prețioasă posesie, și nu ți-o poate lua nimeni, nu ți poate lua nimeni timpul fără voia ta. Noi suntem cei care oferim această resursă într-o direcție sau alta. Nu există vreun alt grup al aristocraților sau al înțelepților sau al geniilor, niciunul dintre aceștia nu primesc vreo oră în plus datorită statutului lor special. Pe de altă parte, nu există nici pedepse, nu există vreo putere misterioasă care să spună omul ăsta e prost, o să-i tăiem rația zilnică de timp, nu merită 24 de ore pe zi, o să-i dăm doar 10. Nu există așa ceva. În egală măsură toți avem 24 de ore pe zi. Altă treabă interesantă la resursa asta este că ea vine fără să țină cont de sâmbete și duminici, de zilele de weekend, da? Adică se plătește, primim cele 24 de ore în portofel
și în weekend. Și în același timp e imposibil să cumperi timp pe credit din viitor. Adică dacă vrei să te împrumuți cu vreun minut sau vreo oră din ziua de mâine, n-ai cum. Deci nu poți să-ți cheltui în avans ziua de mâine. E pusă deoparte pentru tine. Cel țesut, minunat, nematerializat al vieții tale este pus deoparte pentru tine pentru ziua următoare. Aș adăuga eu că poți să câștigi timp de calitate dacă îți accelerezi timpul de învățare, fie prin cursuri, fie prin studiu personal, cărți și așa mai departe. Iar cu aceste 24 de ore pe zi, noi trebuie să ne ocupăm de sănătate, de hobby-uri, de finanțe, de relații, de job, de ocupație, de menire și pe deasupra și de evoluția sufletului nostru nemuritor, de care de obicei uităm. Folosirea corectă și eficientă a timpului este o urgență majoră pe care mulți dintre noi nu o conștientizăm. Fiecare om are dorințe peste dorințe și fără să-și dea seama, le tot amână, crezând că se va putea ocupa de una sau de alta când va avea mai mult timp sau când va avea mai mulți bani sau când va fi vremea mai bună și așa mai departe sau când vor crește copiii și așa mai departe. Dar ghici ce? Ați observat că viața se întâmplă întotdeauna dacă noi singuri nu blocăm o fereastră de timp pentru chestiunile care sunt importante pentru noi? Adică mereu vor apărea lucruri de rezolvat și de asta e în puterea noastră să blocăm o anumită fereastră de timp, cât de mică, cât de mare, pentru lucrurile importante din viața noastră. Trăim zilnic iluzia asta că lasă că mâine o să am timp și o să fac X, Y și Z. Mâine mă apuc de sport. Așa aș trage o tură de stadion, dar mă apuc mâine. Sunt aici pe stadion, dar o să alerg mâine pe stadion. Și când îți faci timp, măcar puțin, pentru ceea ce contează pentru tine, viața prinde sens mai mult. Sau cum zice Arnold Bennett, un om care își dorește să meargă la Mecca va avea tare, tare multe dezamăgiri datorită nereușitelor, pentru că nu e simplu un proces de a deveni ceva, nu e ceva simplu. Și pe alocuri, omul va avea diverse dezamăgiri și eșecuri, cum le consideră alții, sau încercări, cum spun alții mai inspirați, însă nu va fi frământat la fel de mult ca omul care, dorind să meargă la Mecca, nu face niciodată măcar primul pas să iasă din propriul oraș sau să iasă din zona de confort ca să pornească spre drum, spre Mecca. E o adevărată ieșire din zona de confort să începi un anumit proces, fie el legat de orice sferă din viața noastră, și e o adevărată realizare când ieși din zona de confort și începi să faci primii pași spre dorințele tale, spre Mecca, și o să păstrez așa mersul spre Mecca ca și exemplu al îndeplinirii dorințelor sau al dorinței, al continuării visării, să continui să visezi la dorințele tale. Majoritatea oamenilor aleg să nu iasă din casă sau din zona de confort ca să meargă, să se pună pe drum spre Mecca. Aleg nici măcar să nu încerce. E ceva să faci, e o mare realizare să începi să faci primii pași spre Mecca. Și scuza noastră rămâne mereu aceeași. Nu am decât 24 de ore pe zi. Nu o să avem niciodată mai mult de atât. Nu pot să nu compar Mecca, în cazul meu, cu doTERRA și tot ce are doTERRA de oferit pentru mine personal și la fel confirm că e nevoie de timp investit în direcția asta și de pași făcuți
pentru ca dorințele să prindă contur, dar timpii investiți și pașii nu se cuantifică doar în acțiuni, care de altfel sunt obligatorii și foarte importante, ci în timp investit și pași făcuți în sensul: oare chiar pot eu, Oana Mihăilă, schimba lumea? Eu, așa, mică, că-s destul de înaltă, dar mică, necunoscută. Pot eu să schimb lumea? Fiecare poate schimba lumea în pătrățica lui de lume. Dar alții se descurcă așa de bine, nu-i mai simplu să stau eu liniștită și să-mi văd de ale mele. Uite, sunt sportivi care se pricep așa de mult la alergat și au un corp atât de sănătos, eu nu sunt făcută pentru asta. Oi fi făcută eu pentru asta? Pot eu schimba lumea? Sau pot eu să am o sănătate mai nu știu cum? Sau pot eu să am o relație cu partenerul de viață care să mă împlinească și pe mine și pe copiii mei? Din toate întrebările astea, am înțeles un singur lucru. Dacă vrem mai mult de la viața noastră, trebuie să oferim mai mult celor din jur. Nu vrei o relație? Atunci oferă atenție persoanei cu care vrei să îmbunătățești relația. Vrei sănătate mai multă pentru tine? Investește timp în ceea ce privește sănătatea și ia taurul de coarne și îngrijește-te de tine. Vrei mai mulți bani? Iarăși subiect tabu. Devin mai bun în ceea ce faci, ajută mai mulți oameni și energia banilor te urmează. Vrei timp mai mult? Gestionează mai bine singura resursă neregenerabilă. Noi suntem creați ca să evoluăm. Ne place când evoluăm. Suntem creați să ne propunem lucruri și să creăm ceea ce ține de noi, cu ceea ce ține de noi, adică cu acțiunile noastre și cu ajutorul grației divine, cu ajutorul lui Dumnezeu, care pur și simplu se îndură la un moment dat și zice: hai că văd că te tot străduiești aici, hai să te ajut și eu. Și așa apar în viața noastră oameni, situații care pur și simplu leagă lucrurile în așa fel încât să se îndeplinească dorințele noastre. Așa funcționează universul. Tocmai pentru că noi suntem creați să evoluăm, dacă nu depunem niciun efort, dacă nu ieșim pe ușă spre Meca, dacă nu începem să facem pași spre Meca, sentimentul de frustrare, de tumult, va continua să ne perturbe liniștea sufletească. Pentru că noi vrem să evoluăm. Și atunci, de ce sunt atâția oameni în depresie, cu anxietate? Pe undeva au multe Meca unde vor să ajungă și au renunțat să lucreze la puterea lor interioară necesară ca să înceapă să facă pași spre Meca, să înceapă să facă acțiunile necesare. Până când nu ești construit prin interior, să fii hotărât să pornești spre Meca, nu prea ai cum să te ridici și să ieși din casă să mergi spre Meca. Asta e cauza principală a insatisfacției, a lipsei de chef de joacă, da, ca la copii, pentru că și noi continuăm să ne jucăm când suntem adulți, doar că joaca e mai evoluată. Sentimentul zilnic, ai așa sentimentul zilnic că lași ceva nefăcut, ceva ce vrei să faci, ceva ce speri să faci, dar tot amâni să faci lucrul ăla. Când vei avea mai mult timp sau când vei avea mai mult curaj sau când vei avea mai mult, nu știu, organizare în viața ta și așa mai departe. Ei, și aici vine cartea în ajutor cu un ghid legat de managementul timpului. Mulți se așteaptă, bineînțeles, la rețete magice, câțiva pași simpli care să funcționeze la toată lumea, simplu și ușor, așa cum ne place nouă. Doar că nu există așa rețete și secrete și nu numai în privința timpului, pentru nicio sferă a vieții noastre nu există cale simplă. De fapt, calea simplă e calea grea care devine simplă, pentru că mereu
ceea ce a fost greu la un moment dat, ceea ce a părut greu la un moment dat devine ușor, dacă tot exersezi. Drumul spre Mecca e de multe ori cu denivelări și cei mai mulți nici nu ajung la Mecca oricum, pentru că renunță pe drum. Nu știu cum sunteți voi, dar eu prefer să-mi petrec timpul mergând spre Mecca decât să renunț să visez la Mecca, orice ar însemna asta în materie de dorințe. Am înțeles că nu există cale simplă, ba chiar primul lucru pe care îl avem de făcut este să realizăm cu calm. Aici e mai greu pentru mulți și pentru mine poate partea cu calmul. Să realizăm cu calm dificultatea de a investi cât mai bine timpul în lucrurile și în acțiunile care ne duc spre Mecca. Să realizăm sacrificiile, sau să conștientizăm sacrificiile, dacă le pot spune așa, pe care trebuie să le facem și efortul, de fapt un efort constant, pe care îl presupune mersul spre Mecca. Dacă vrei să ai un corp armonios, e nevoie să depui efort, nu glumă. Un timp blocat fizic, zilnic, un timp blocat zilnic pentru exercițiu fizic, pentru nutriție și așa mai departe. Dacă vrei să ai o relație mai bună cu oamenii din viața ta, cei importanți, trebuie să ai răbdare pe termen lung, să depui efort în sensul ăsta. Pare greu la început, dar cu cât exersăm, cu atât devenim mai buni la asta. În orice domeniu. Dacă ai nevoie de resurse financiare sau de un management financiar mai bun, iarăși e nevoie de timp investit în informare și acțiuni pe măsură. La fel ca în orice altă sferă. Dacă nu ești pregătit pentru descurajări și deziluzii, dacă nu te mulțumești cu rezultate mici obținute cu efort mare sau perceput a fi mare, Arnold Bennett zice că nici măcar n-ar trebui să ne apucăm. Până nu luăm hotărârea, vreau să merg spre Mecca și urmează să fac ce e de făcut ca să ajung acolo. Acum să presupunem că suntem pregătiți pentru urcarea spre Mecca. Am cântărit bine călătoria, știm că e nevoie de efort și consecvență, cum începem? Nu există metodă magică, iarăși, pentru a începe. Dacă un om stă pe marginea piscinii și vrea să sară în apa rece, întreabă cum să încep, cel mai probabil, pur și simplu, sare în apă. Sau dacă te întreabă pe tine, oare cum să încep să sar în apă, dacă eu vreau să sar în apă, pur și simplu, sari. Ia-ți inima în dinți și sari. Asta ar fi răspunsul cel mai logic, nu? Arnold Bennett începe să ne facă conștienți de managementul timpului, luând ziua de 24 de ore pe care o avem cu toții și scoțând în evidență timpii morți pe care îi avem cu toții în darul acesta de 24 de ore pe zi. Majoritar spunem, nu am timp pentru dorințele mele, sunt full, până peste cap de treburi. Dar e așa? Chiar nu avem timp pentru asta? Majoritar avem așa, 7 ore de job în medie, pentru că luăm și o pauză, hai să zicem 8, apoi 7 ore de somn, hai, poate să fie și 9, și să zic, 8 cu 8 se fac 16 ore. Asta înseamnă că totuși avem la dispoziție zilnic 8 ore pentru mers la Mecca. Și acum, o parte importantă și profundă este legată de motivul care duce la scurgerea de energie din om, cum se întâmplă asta. Oamenii nu simt o pasiune pentru activitatea pe care o desfășoară, activitatea din care trăiesc, da? În cel mai bun caz, lor nu le displace ceea ce fac. Oamenii încep ziua de lucru cât de târziu se poate să o înceapă și o termină cu bucurie cât de repede pot. Și în timpul ăsta, energia lor este la relantie, adică este joasă, este plictisit omul. Ca să mai zic, stresat în multe cazuri.
Omul de rând insistă să considere că timpul petrecut în felul acesta înseamnă toată ziua. Nu ține cont că mai sunt și 8 ore pe lângă toată ziua asta, care, într-adevăr, pentru majoritatea oamenilor este o scurgere de energie. Ca și cum orele dinainte și de după job ar fi doar un prolog și un epilog la orele de job. Și atât. Atât. Atât este viața. Aici se încheie viața. În jurul acestei activități scurgătoare de energie gravitează toată viața. Atitudinea asta, de cele mai multe ori inconștientă, omoară interesul omului pentru celelalte ore din zi, pentru celelalte 16 ore din zi, de altfel, ore pe care oamenii nu le conștientizează, pur și simplu le privesc ca o umplutură. Am terminat jobul, de acum, nu știu, să vedem ce putem să mai facem. Adică nimic important. M-am străduit foarte mult să rezist, să fac ceea ce am făcut până acum. Nu este nici normal, nici sănătos să avem o asemenea atitudine. De ce? Pentru că viața începe să însemne exclusiv niște activități pe care omul vrea, nu vrea, trebuie să le ducă la bun sfârșit și atât. Asta e viața. E un soi de ziua cărtiței. Dacă ați văzut filmul Ziua cărtiței, ceva plictisitor care nu se termină niciodată. Când omul își raportează 2/3 din viață la 1/3 din viață pe care o trăiește cu atitudinea asta de ziua cârtiței, cum poate să spere să mai aibă speranța că poate avea o viață împlinită? Oamenii și uită că mai au dorințe. Când își raportează viața întreagă doar din prisma jobului lor, care nu le place neapărat sau nu le displace. Dacă omul privește viața doar din prisma jobului, care nu-i place, așa ajunge în depresie. Renunță să mai viseze și să mai facă pași cât de mici spre Mecca. Arnold Bennett spune că dacă un om vrea să fie împlinit, trebuie să-și aranjeze conștient, întâi să conștientizeze că mai are câteva ore din viață în afara jobului și să-și aranjeze cele 16 ore din afara jobului ca și cum ar fi o zi în cadrul zilei mari de 24 de ore. Adică în ziua de 24 de ore, eu mai am o zi cu cele 16 ore din afara jobului, care nu-mi displace, care nu-mi place. Și în timpul ăsta să-și facă timp să-și cultive spiritul, fizicul, să facă pași spre Mecca, adică în timpul celor 16 ore omul este liber și nici măcar nu-și dă seama de asta, nu este angajat. Asta e atitudinea sănătoasă pe care ar trebui să o deprindem noi oamenii ca să nu mai cădem în depresie. Și e interesant, dar succesul în viață depinde fix de atitudinea asta. Atunci când îți place ceea ce faci, e cu totul altă discuție, dar majoritatea oamenilor nu iubesc neapărat ceea ce fac. În modelul lui Arnold Bennett, omul de rând se trezește la ora 9. La noi nu se aplică, mai ales dacă mai ai și copii și trebuie să-i duci în stânga și în dreapta, dar nu vă amăgiți cu asta, că eu am copii, n-am timp. Deci omul se trezește, să spunem, la ora 9, își ia micul dejun și iese din casă și în secunda în care iese din casă, mintea lui intră într-un soi de comă. Adică nu mai suntem conștienți de gândurile noastre, le lăsăm să ne treacă pur și simplu. Grijile, majoritar sunt grijile astea, da? Trebuie să fac, trebuie să dreg, trebuie să ajung și așa mai departe. Apoi, după caz, omul ajunge în stația de autobuz și aici este pur și simplu furat de timp, aici vin timpii morți, timp care nu se mai întoarce înapoi și timp care e mai scump ca banii, pentru că nu poți să-l mai recuperezi niciodată. Și uite așa, cu timpii aceștia morți de așteptare, se scurge pentru totdeauna, în van, timp prețios,
doar pentru că omul nu își ia măsuri de siguranță, să umple golurile respective cu ceva hrănitor. În primul rând este vorba despre timpii de așteptare din stațiile de autobuz sau mijloace de transport în comun și în al doilea rând este vorba de timpul petrecut în interiorul mijlocului de transport, inclusiv la cei care merg cu, se deplasează spre job cu mașinile personale. În mijlocul de transport, omul se comportă de parcă ar avea tot timpul din lume, de parcă ar trăi pe o planetă în care există 124 de ore pe zi, nu 24 de ore pe zi. Și Arnold Bennett e de părere că n-ar da timpul ăla pentru citit ziarul, de exemplu. El crede că ziarele se scriu repede, așa că trebuie citite repede. El e de părere că în timpul liber al unui om nu e vreme de citit ziare, în cazul nostru, și de urmărit știri. Și spune că el citea ziare în momente ciudate, zice el, în momente ciudate. Ideea de a dedica 30-40 de minute de solitudine și liniște pentru citirea unui ziar e o nebunie din punctul lui de vedere, o risipă de timp și e de neadmis să se facă asemenea risipă de timp când e vorba de o navetă, când de obicei ai timpul acela de liniște în care poți să-ți cultivi gândurile și mintea, să fii atent la ce gândești, să te ocupi de pași spre Meca, de planificat pași spre Meca, adică. Îmi aduc aminte de drumurile mele spre ultimul job, job clasic pe care l-am avut și cât de bine îmi prindeau audiobook-urile lui Louise Hay. Dar e adevărat că nu mereu am fost conștientă de faptul că timpul trece fără sens. Mie mi se pare că noi adulții descoperim asta foarte, foarte izbitor, foarte violent, foarte conștientizăm puternic treaba asta după ce vin copiii în viața noastră. Apoi, omul ajunge la, revenind la cărticica lui Arnold Bennett, omul ajunge la birou și acolo e de stat cu mintea la job. Până la ora 6, aici ne lasă în pace să stăm la job, concentrați pe job, până la ora 6. De obicei, cei care au program până la 6 au o oră liberă în timpul zilei pentru masă. În realitate nu-ți iau o oră să mănânci și timpul ăsta îl poți folosi și altfel, însă Arnold Bennett zice că putem folosi timpul ăsta cum vrem noi. Nu ne contorizează ca am fi liberi în perioada asta. Ne dă voie să fim în continuare angajați dacă dorim asta. Putem citi ziarul în astfel de timp, de exemplu, recomandă el, sau putem citi ziarul într-un interval de timp în care deja suntem ocupați, adică pur și simplu răsfoiți ziarul. După ce omul termină jobul, este palid și obosit. Și dacă nu ești obosit, îți induci ideea că ești obosit, nu că după job trebuie să fii obosit. Dacă îți spune oricine, ești după job, ești obosit, tu dai de înțeles că, da, chiar așa este, chiar dacă nu e așa. Intri în jocul ăsta, pur și simplu intrăm în jocul ăsta de victime cumva. În drum spre casă, tu deja lucrezi la senzația asta de a fi obosit și în mentalul colectiv, omul trebuie să fie obosit după job, nu e ca o virtute așa. Iar ajuns acasă, omul nu-și ia masa, ci își frântează apoi programul de libertate, luând o gustare după ceva vreme, adică în loc să ai programul întins de libertate, tu ți-l oprești cu o masă. Apoi se întâmplă tot felul de activități. Fumăm, mergem să ne vedem prietenii, jucăm cărți, răsfoim o carte. Ne jucăm așa răsfoind o carte. Cântăm la pian, dăm scroll pe telefon, mai nou în generația noastră. Și voilà, deja se face ora 11 noaptea. Și apoi, cei mai mulți dintre oameni au un adevărat ritual de a se băga în pat. Unul le ia și 40 de minute, trebuie să facă dușul respectiv într-un anumit fel, de o anumită durată, trebuie să așeze patul, să fie drept, colțurile la
cerșaf sau o pilotă trebuie să fie foarte bine întoarsă. E un adevărat ritual la unii oameni. Și uite așa, trec 6 ore de când ai ieșit de la job, poate peste 6 ore. Trec ca prin vis, pentru totdeauna și nu se mai întorc niciodată. Și mulți spun, da, e ușor de vorbit. Eu chiar sunt obosit. Un om trebuie să se vadă cu prietenii, n-ai cum să faci numai activități inteligente în timpul tău liber. Nu poți profita chiar de orice timp mort. Și așa și este. Poate nu putem să profităm de orice timp mort, dar să conștientizăm că ar fi de folos, ar fi în folosul nostru să începem să facem lucrul ăsta. Pe de altă parte, atunci când ne organizăm, când există organizare, să mergem la teatru, de exemplu, mai ales cu iubita sau cu iubitul, ce se întâmplă? Suntem într-o grabă continuă, să ajungem la timp la locul de întâlnire, să fim la timp la teatru, să conduci acasă, pe cine ai de condus acasă și așa mai departe. Nu petreci 3 sferturi de oră să te mușmandești, să te bagi în pat la somn. Pur și simplu te miști. Te miști dacă știi că ai lucruri de făcut. Și uiți și de prieteni și de oboseală și ai impresia că timpul se expandează. Ai impresia că, cât de multe am făcut într-un timp atât de scurt. Sau alt exemplu, alte exemple date de Arnold Bennett, ni se cere să cântăm în corul nu știu care sau să participăm la un cerc literar sau altceva ce ne face plăcere. Facem ce facem și pur și simplu blocăm, facem loc în program, facem rost de 2 ore pe zi, pe termen lung, pentru așa ceva sau, nu știu, de 3 ori pe săptămână sau... Adică atunci când ne organizăm și vrem să facem lucruri, pur și simplu reușim să le facem. Adică, nu e interesant că noi când avem ceva definit de făcut sau de îndeplinit, ceva în care ne place să ne investim energia și timpul, doar gândul la acel ceva plăcut oferă energie, lumină, vitalitate întregii zile. Nu e interesant? Suntem construiți în felul ăsta. Arnold ne sugerează ca la ora 6 după amiază, când terminăm jobul, să ne uităm obiectiv la situație, să ne privim în ochi și să admitem că nu suntem obosiți de fapt și să începem să ne administrăm seara în așa fel încât să nu fie întreruptă la mijloc de o masă și făcând lucrul ăsta o să avem o continuitate de cel puțin 3 ore de timp liber, de libertate. Pentru început, el nu sugerează să folosim aceste 3 ore consecutive pentru cultivarea minții, însă să folosim măcar o oră și jumătate la 2 seri, adică o seară da, o seară ba, în activități mentale importante, gimnastică la creier. În felul ăsta, 3 seri vom putea rămâne pe cărți, bridge, tenis, ziare și alte lecturi fără importanță, grădinărit și ce activități mai are nevoie un om în viața lui. Pe lângă asta, tot avem 45 de ore libere de utilizat în weekend. El le calculează sâmbăta de la ora 2 până luni la ora 10 dimineață. Dacă perseverezi, o să ajungi să-ți organizezi singur 4 sau chiar 5 zile pe săptămână în astfel de activități care să te facă să te simți că trăiești. Pentru că odată ce începi să prinzi gustul, o să vrei tu singur să faci lucrul ăsta. Omul căruia îi ia 40 de minute să se bage la somn, e un om plictisit, adică lipsit de viață. Până se ajunge la performanța de a dori să petreci mai mult timp cu sens, e nevoie să dăm o importanță crescută celor 90 de minute, adică o oră jumătate, de 3 ori pe săptămână, o zi da, o zi nu, pe săptămână, din totalul de câte minute sunt, de 10.080 de minute care există într-o săptămână, 270 de minute intense din 10.080 de minute cât există într-o săptămână, ar trebui să fie sacre.
nu reprezintă așa de mult, 270 de minute față de 10.080 de minute. În loc să le zici prietenilor, nu pot să vă văd că fug la clubul de tenis, tu să le spui, nu pot să vă văd pentru că lucrez. Asta e dificil de cele mai multe ori. Tenisul sau altă activitate e mai important de cele mai multe ori decât cele 270 de minute dedicate sufletului până la urmă. Arnold zice că până în jurul vârstei de 40 de ani, săptămâna lui era formată din 7 zile, săptămâna de lucru, da? Însă oameni mai în vârstă și mai înțelepți au zis că mai multă muncă și un trai mai bun pot fi scoase mai degrabă din 6 zile decât din 7, pentru că avem datoria morală să ne mai și odihnim. Doar oamenii care au trăit fără timp morți, o perioadă lungă de timp, pot aprecia frumusețea unei zile întregi de recreere. El mai zice că e și o chestiune de vârstă. La tinerețe, când avem sertarele pline, cu energie și dorința de a depune efort, el nu ezită să spună dă-i înainte, fără pauză. Dar în cele mai multe cazuri, el recomandă să comprimăm eforturile în 6 zile pe săptămână, așa că dacă vrei să extinzi timpul ăsta, extinde-l, dar doar cât vrei tu. Și consideră timpul extins, timpul extra, ceva în plus. Ca atunci când te întorci la programul de 6 zile, să nu simți că rămâi în urmă sau că ai făcut mai puțin în următoarea duminică liberă, de exemplu, sau nu știu dacă ți-ai lunea liberă, duminică sau luni, în care ți-ai permis un relax total. Hai să recapitulăm ce putem salva din timpii morți. 30 de minute în drumul spre job, dacă faceți naveta, sau, nu știu, mai pot veni eu cu o sugestie, în cazul în care nu faceți foarte mult timp până la job, vă puteți trezi cu 30 de minute mai devreme dimineață, dacă vreți să aveți timpul vostru. Deci, 30 de minute în timp, în drum spre job sau înainte de job, 6 zile pe săptămână. Noi avem mai mult pentru că de obicei nu se lucrează sâmbătă și duminica la cele mai multe dintre joburile noastre, dar lăsăm așa și ies adunate 3 ore. Apoi, câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, 3 seri, și se adună așa 4,5 ore. În total sunt 7,5 ore, 7 ore jumate. Deci din 168 de ore pe săptămână, avem posibilitatea să folosim 7 ore jumătate spre binele nostru, să-l investim în pași spre Meca, orice ar însemna asta pentru fiecare dintre noi. Și oare poți face miracole pentru evoluția ta în astea 7,5 ore pe săptămână? Dacă ne gândim că noi facem 10 minute, dacă am face 10 minute de sport dimineața și 10 minute seara, observăm în timp îmbunătățirea stării noastre de sănătate și chiar a felului în care arată corpul nostru și știm că ăsta este rezultatul celor 10 cu 10 minute zilnice. De ce ne-am îndoit că aproape o oră de activitate mentală pe zi, în medie, da, pe săptămână, nu ar avea aceleași efecte asupra minții cum are mișcarea asupra corpului și sănătății? De ce nu? Sunt fix pașii aceia mărunți pe care, dacă tot îi faci, aduc efect compus în viața ta. Desigur, se poate investi și mai mult timp în hrănirea minții și cât investim mai mult timp în asta, cu atât rezultatele vor fi mai mari, dar e bine și dacă începem cu cele 7 ore jumătate pe săptămână, pentru că e un efort care pare cumva nesemnificativ, dar care contează și ne stârnește pofta de a vrea mai mult. Și ne stârnește pofta de a vrea mai mult de la viață și asta înseamnă că ne învie prin interior. La început nu e ușor să eliberezi chiar și 7 ore jumătate dintr-o săptămână, pentru că asta înseamnă să-ți schimbi obiceiurile și schimbarea obiceiurilor
nu e cel mai ușor lucru posibil în viața asta. Și de multe ori ne înșelăm dacă credem că putem rupe 7 ore jumătate pe săptămână din viața noastră și să trăim la fel cum trăim acum. E nevoie de ceva sacrificii și de voință. Și din cauza că e greu să faci schimbări în general, e minunat dacă reușești să faci rost de 7 ore jumătate pe săptămână. Adică e un pas important dacă ai reușit să faci lucrul ăsta. E minunat. În perioada asta de schimbări, trebuie să ai grijă la stima de sine. Când îți propui ceva și nu-ți iese, de obicei are de suferit, primul lucru care are de suferit e stima de sine. Așa că începeți fără să vă biciuiți. Când împlinești 3 luni de investit 7 ore jumătate pe săptămână în vitalitatea ta mentală, de hrănit partea asta mentală, poți să te declari victorios și să te feliciți că ai deprins un nou obicei după 3 luni de zile. Și pentru că natura umană e cum e și pentru că există mereu distrageri, pentru că viața se întâmplă oricum ar fi, ia-ți o fereastră de timp mai mare în care să faci efortul susținut de 1 oră jumătate, adică în intervalul, de exemplu, Arnold, de exemplu, intervalul 9 seara, 11 jumătate seara. Dacă reușești la început, în intervalul ăsta, să te concentrezi 1 oră jumătate pe ceea ce ți-ai propus, e minunat. Mulți oameni spun că nu își pot controla gândurile și că asta este imposibil de realizat. Însă controlarea mașinăriei de gânduri este perfect posibilă. Și nimic nu ne oferă plăcere sau pe cealaltă parte, nimic nu ne rănește decât ceea ce percepem în mintea noastră ca plăcere sau ca rană. Și atunci, controlul propriei minți are o importanță supremă pentru starea noastră de sănătate. Ideea asta este una dintre cele mai vechi banalități, să-i spun așa, dar este o banalitate atât de profundă și de importantă și majoritatea oamenilor trăiesc și mor fără să o conștientizeze ca și importanță, ca și necesitate și ca și urgență. Oamenii se plâng în general de lipsă de concentrare. Nu cred că numai în zilele noastre. În general a fost așa, pentru că și Arnold Bennett povestește de asta. Oamenii se plâng de lipsă de concentrare. Fără să înceapă de bună voie, conștient, să-și folosească puterea minților. Și primul lucru de care ar trebui să ne îngrijim când ne trezim este să punem mintea în ritm. Să ne punem mintea în ritm, în mod conștient. Cum? Sunt o mulțime de tehnici. E interesant cum ne ocupăm zilnic să ne îngrijim fizic și strict fizic pe dinăuntru și pe din afară. Ne smulgem păr de pe corp în toate felurile posibile. Mâncăm toate nebuniile ca să ne facem poftele. De ce n-am acordat ceva atenție și delicatei și interesantei mașinării a minții noastre? Poți să faci asta foarte ușor în timpii morți de pe tot parcursul zilei. Adică cum? Poți să-ți urmărești și să-ți hrănești conștient gândurile pe stradă, în tren, în mașină, în metrou, într-o mare aglomerație, oriunde te-ai afla, fix așa, adică nu e nimic mai simplu de atât, nu ai nevoie de niciun alt instrument, totul este în interiorul tău. Nu ai nevoie nici măcar de o carte, de nimic. Și cu toate astea, nu e cel mai simplu lucru de îndeplinit. Când pleci de acasă, propuneți să stai concentrat pe un anumit subiect. Nu o să faci mulți pași în afara casei, că mintea ta va zbura în cu totul alte subiecte, fără să realizezi măcar. Îți dai seama după ceva timp. Și asta e total normal. Ceea ce nu facem noi e că nu conștientizăm pe unde umblă mintea și pe unde umblă gândurile. Așa că propuneți un subiect și trage mintea de guler înapoi la subiectul respectiv când vezi că o ia prin alte părți. Dacă tot e să-ți propui un subiect, eu propun să-ți alegi un subiect care îți face plăcere.
Adică, nu știu, să te gândești la cum ți-ar plăcea să arate relația cu partenerul tău, de exemplu, sau cu copiii tăi, sau ce ți-ar plăcea să devii în viață, sau cum ți-ar plăcea să fii privit de alții, ce ți-ar plăcea să lași în urma ta, dacă ar fi să, nu știu, să ajungi la sfârșitul vieții tale, ce ți-ar plăcea să lași în urmă? Sau pe unde ți-ar plăcea să călătorești? Dacă ai avea toți banii din lume, ce ți-ar plăcea să faci? Subiecte sunt o grămadă. Îți poți imagina orice, orice în mintea ta. Nu te condiționează nimeni și nici nu vede nimeni toate visele tale mărețe. Așa că dă-ți voie să visezi oriunde. Până ajungi la mașină, o să observi că încerci să-ți aduci înapoi mintea de vreo câteva zeci de ori, dar să nu disperi. E total normal la început. Ideea este să continuăm să facem asta și la un moment dat reușim. Nu poți da greș mai nicăieri, din punctul meu de vedere, dacă insiști și ești perseverent. Nu putem spune că mintea noastră nu e capabilă să se concentreze, doar că nu am găsit noi cu ce să o hrănim. Gândiți-vă ce se întâmplă când ești îndrăgostit de ceva sau de cineva. Sau ce se întâmplă când trebuie să dai un răspuns foarte important cuiva. Nu poți să te gândești la nimic altceva decât la răspunsul respectiv. Sau la persoana iubită. Sau dacă ai început o carte care îți place foarte mult, abia aștept să te trezești să citești iarăși, adormi cu ea în mână, te trezești cu ea în mână și așa mai departe. Iar referitor la răspunsul acela pe care trebuie să-l dai, până nu compui răspunsul respectiv, nu te poți gândi la nimic altceva. Astea sunt cazuri în care ai fost atât de stimulat și de impulsionat de circumstanțe, încât ai reușit să-ți domini mintea, ca un tiran. Dar ai reușit, până ai dus la bun sfârșit ce era de făcut. Printr-o rutină regulată de concentrare pe un anumit subiect, ales, liber ales, poți obține același lucru, de a domina mintea. Controlul gândurilor tale este total posibil și poți să-ți domini mintea în fiecare oră a vieții tale, indiferent de locul în care te afli. Exercițiul de conștiență a minții și de concentrare la un anumit subiect, în drum spre job, e ușor de realizat. Adică n-ai nevoie de foarte multe instrumente. Nu atrage atenția cu nimic. Stai liniștit într-un colț de metrou sau în propria mașină și îți faci cel mai important exercițiu zilnic de gimnastică mentală și cei din jur habar n-au. Și ți-ai făcut gimnastică, o parte din ea. Dacă oamenii ar face asta, dacă și-ar lua în propriile mâini controlul propriei minți, ar curăța o grămadă de gânduri negative, o grămadă de griji, o grămadă de gânduri legate de rușine, de vină, de griji legate de sănătate și așa mai departe. Și fără să realizeze, ar începe să creeze lucruri. Pentru că, până la urmă, suntem și ceea ce gândim. Ei și Arnold Bennett propune să avem 30 de minute de gimnastică mentală, adică de concentrare, pe un anumit subiect. La alegere. Și asta pentru început. Ca să ne putem stăpâni mintea în timp, care de altfel e foarte misterioasă, și e parte din ceea ce avem nevoie să creăm, da? Ideile vin prin intermediul minții și trebuie să o punem la treabă. Toate figurile importante s-au pus de acord aici, însă nu e vorba despre literatura de specialitate sau despre vreo artă de a face treaba asta sau despre știința din spate. Nu ne legăm neapărat de partea asta, ci strict, cu toate că e foarte importantă și partea asta și există, ne legăm strict de nevoia și de curiozitatea de a descoperi, a ne descoperi pe noi înșine, ca oameni, ca esență. Așa că vă invit să începeți să descoperiți cum funcționați și ce puteri nebănuite aveți. Făceți-vă timp pentru asta. Mulți știu și înțeleg informația asta, însă doar cei care au ajuns la o anumită înțelepciune
o pun în practică, așa că nu mai amâna. Fă-ți timp pentru asta. Arnold Bennett e de părere că ceea ce lipsește omului de rând este starea asta, reflexivă. Adică să stai să meditezi la lucrurile importante din viața ta, la ce înseamnă fericirea pentru tine, la ce sens are viața, la ce sens are să dăruiești, de exemplu, la ce sens au situațiile care se întâmplă în viața ta, pe care le trăiești, la ce sens are relația cu cei din jurul tău, cu oamenii apropiați, sau la relația dintre principiile și credințele noastre și ce acțiuni reiesc de aici, din sistemul nostru de valori și de credințe. Acum să nu o dăm în extrema cealaltă, e nevoie să facem o grămadă de lucruri în viața asta, însă 7 ore jumătate pe săptămână nu-i atât de mult timp și e o investiție care se capitalizează tare bine în timp. La urma urmei, fiecare dintre noi suntem în căutarea fericirii noastre, nu? Tu ai descoperit-o? Ai descoperit cum poți să fii fericit? O perioadă mai lungă de timp, nu mă refer la bucurie aici, ci la fericire. De cele mai multe ori, oamenii trăiesc cu credința că fericirea e de neatins. Nu se poate să aibă atât de mult noroc încât să fii și fericit în viața asta. Și totuși, sunt oameni care trăiesc fericiți. Și ei reușesc să facă asta nu pentru că reușesc să-și procure mai multă plăcere fizică sau mentală, ci pentru că și-au definit motivația pentru viață, își cunosc țelul, scopul și și-au modelat acțiunile după propriile credințe privind scopul și țelul lor și sunt în drum spre Meca. Adică vor să ajungă acolo și s-au pus deja pe drum în drum spre Meca. Și sunt ok, perfect ok și perfect de acum. Credința lor este că aici trebuie să fiu. Eu vreau să duc drumul ăsta. Și m-am pus pe drum. Nu doar sper să ajung acolo și nu fac nimic și mă frustrez că nu încep să fac ceva. De asta e important să dedicăm timp conștient de gimnastică mentală, concentrându-ne la aspectele importante legate de fericirea noastră, de credințele noastre, de ceea ce ne motivează pe noi, nu pe altcineva, pe noi. Numai eu știu ce mă poate motiva pe mine, numai tu știi ce te poate motiva pe tine. De asta e important să avem dialogul acela cu noi înșine, în mintea noastră. Tot meditând la aspectul ăsta, apar și pași concreți în minte, apar și pași concreți de ceea ce putem să facem ca să ne pornim spre Meca ale noastre. O viață în care acțiunile noastre nu sunt în acord cu credințele noastre e o viață fără sens sau o viață mediocră. Și nu poți pune conduita ta în acord cu credințele tale și principiile tale de viață decât prin examinare, prin reflectare și căutare de soluții zilnic. Adică astăzi consider că nu, eu sunt prea mică. Sau, nu pot eu să fac asta. Și totuși stai să te gândești în fiecare zi, totuși de ce n-aș putea să fac asta? Dar dacă aș putea să fac asta? Dacă aș putea să am o relație minunată cu partenerul meu de viață? Cum ar arăta viața mea atunci? Exemplul dat de Arnold Bennett e următorul. Data viitoare, când te cerți cu un chelner, pentru că friptura ta e reîncălzită, gândește-te care ar putea fi motivul pentru care friptura ta e așa. Dacă îți pui întrebarea asta, mintea ta îți va răspunde automat că nu chelnerul este cel care a făcut friptura și chiar dacă el ar fi singurul vinovat, cearta asta pur și simplu nu ar avea sens. Ceea ce ai făcut, dacă te-ai certat cu chelnerul, a fost să-ți pierzi demnitatea, să pari un nemernic în ochii altora, și să amără și chelnerul pe deasupra, fără ca acțiunea ta să aibă vreun efect asupra fripturii tale din farfurie. Aia reîncălzită. Rezultatul obținut atunci când îți consulți mintea e că atunci când din nou te afli în fața unei fripturi reîncălzite, o să-l tratezi pe chelner ca pe un prieten de-al tău și o să rămâi calm și într-o dispoziție bună.
și o să insiști politicos să ți se dea o friptură proaspătă. Și rezultatul va fi unul mult mai bun. Pentru formarea și modificarea principiilor și punerea lor în practică, ne putem ajuta de cărți. Cărțile sunt foarte valoroase. Doar că nu cititul de cărți ia locul unei examinări oneste, zilnice, a ceea ce suntem noi cu adevărat, sau a ceea ce am făcut sau urmează să facem. Adică să ne privim în ochi, oricât de descurajator ar fi, și să vedem ce ne-ar plăcea să schimbăm la lucruri. Arnold Bennett propune să reflectăm la asta în drumul pe care îl facem înapoi, de la job, spre casă. Pentru că noi când auzim așa lucruri concrete, ok, timpul acela poți să-l folosești așa, timpul celălalt poți să-l folosești așa. Asta e ca niște pași simpli pe care putem să-i urmăm. Lectura e minunată, arta este minunată, fie și sub formă de muzică, de pictură, de design, dar nu ele cele mai cele. Cea mai importantă, din perspectiva lui Arnold Bennett, este continua conștientizare și percepție a legăturii dintre cauză și efect. Adică eu am pățit asta, oare care o fi cauza pentru care eu pățesc asta? Sau eu am făcut niște acțiuni în sensul ăsta și ia uite ce efecte au ieșit de aici. Observarea dezvoltării continue a universului și a noastră datorită legilor universale care ne guvernează, inclusiv pe noi, pentru că facem parte din universul acesta. Nimic nu se întâmplă fără o cauză și nimic nu se întâmplă așa pur și simplu. În procesul nostru de cultivare a minții sau de meditat la sensul vieții, o să descoperim dorințe, multe meca la care vrem să ajungem. Și în acest proces o să experimentăm sentimentul de dificultate de a ajunge la meca. Ok, îți dai seama că vrei să ai o relație minunată cu soțul tău, dar totuși vă înțelegeți atât de... pare o misiune imposibilă. Pe de o parte, nerăbdarea de a ajunge acolo și pe de altă parte, nerăbdarea de a scurta drumul, asta e sentimentul de dificultate pe care îl simțim. Și sentimentele acestea nu le putem lua din romane polițiste și din Sandra Brown, ci din cărți de dezvoltare personală și mai ales din practică, din viața de zi cu zi a oamenilor, și asta se numește creație. Te face să te simți viu atunci când devii conștient de cauza și efectul de situațiile care se întâmplă în viața ta. Și când îți dai seama că ai posibilitatea să aduci schimbări și îmbunătățiri tu, personal, în viața ta. Apoi Arnold Bennett mai precizează câteva pericole pe care consideră el că ar trebui să le ocolim. Cel mai mare pericol, în capcana căruia cădem ușor, este să nu devenim prea mândri de noi, prea infatuați și să considerăm că restul oamenilor sunt prea slabi sau prea fraieri, că nu își pot managerui singuri timpul cum trebuie. Pământul nu se oprește din rotația lui din cauza că unul sau doi oameni s-au trezit, ca mine sau ca tine. Noi să ne vedem de managementul timpului nostru și să nu-i băgăm pe alții în aceeași oală, adică să nu-i blamăm că încă nu au înțeles urgența asta, pentru că este o urgență, dar fiecare are timpul lui de a înțelege dacă vrea să înțeleagă, unii nu înțeleg niciodată, să avem grijă de cum ne petrecem propriul nostru timp, e tot ceea ce trebuie să facem. Un alt pericol e să nu cumva să te legi de un program și să devii sclav. Există și să devii sclavul banilor, există să devii sclavul timpului. Unii oameni sunt atât de legați de programul lor, atât de strict legați de programul lor, încât uită să aprecieze lucrurile bune, evidente, care există deja în viața lor. Pe de altă parte, pentru că mereu e nevoie de echilibru, un program este un program și fără o rutină și consecvență devine doar o glumă proastă, mai ales la început. Deci trebuie căutat echilibru aici, clar.
un alt pericol este dezvoltarea politicii de a trăi într-o grabă continuă. Cine mai calcă strâmb pe aici? Eu. Adică de a deveni obsedat doar de ce trebuie să faci mai departe. Ai de făcut și vrei să faci, ai idei și vrei să... În felul ăsta viața se poate transforma ușor într-un soi de închisoare în care simți că nu ai timp să faci tot ce vrei să faci. În loc să te bucuri că ai timp să faci ce apuci să faci, pentru că oricum faci lucruri, și începi parcă să trăiești viața altcuiva, adică atunci când îți petrești timpul cu cei dragi, mintea zboară doar la faptul că la ora 9, fără un sfert, da, trebuie să te apuci de citit, de exemplu, că așa ți-ai propus tu. Fix, ora 9, fără un sfert, e timpul în care mă apuc de citit și atât. Răul nu vine din perseverență și din faptul că îți faci o rutină de mers spre Meca, ci că îți umpli tot timpul exclusiv cu asta. Adică devine o obsesie și nu-i rău să ai obsesii, dar trebuie cumva și un echilibru în sensul ăsta. Există curse de 90 de zile sau de chiar mai multe zile. Există curse de fiecare zi, de exemplu. Mie îmi plac cursele în fiecare zi. Dar e nevoie și de mers în ritmul propriu. Cu toate astea, apetitul vine mâncând și există oameni care sunt fericiți cu sentimentul zilnic, constant, de a se grăbi să facă efortul pe care vor să-l facă ca să meargă spre Meca. Și mie îmi place să trăiesc așa. Dar ideea este că trebuie să renunțăm să ne mai frustrăm. Să nu mai avem frustrarea aceea că iar n-am avut timp să fac tot ce mi-am propus, dar mi-am propus foarte multe lucruri să fac. Dacă programul are tendința de a deveni obsesiv și nu vrem să-l modificăm, Arnold Bennett propune că e de ajutor să încetinim pașii în mod conștient și deliberat și să ne permitem, de exemplu, să consumăm 5 minute sfinte și întregi, conștient că le irosești, adică pur și simplu să-ți propui cu ok, am 5 minute pe care eu pot și vreau să le irosesc. Și așa încetinești conștient. Îți iei timp să o iei mai moale. Cel mai mare pericol dintre toate este riscul de a eșua și mai mult percepția noastră asupra eșecului. Faptul că nu iese tot de la început așa cum visăm noi ne poate dezamăgi complet. Și cei mai mulți oameni renunță la visele lor, tocmai pentru că au astfel de eșec. De asta e important, la început, să facem pași mici, baby steps. La un moment dat, pur și simplu, iei o decizie să ajungi la Meca, indiferent de circumstanțe, și apoi se întâmplă să ajungi la Meca. Și încrederea ta în tine crește enorm. Și bineînțeles că începi să visezi la alte Meca. În final, umpleți timpul de seară, spune el, că am ajuns și la timpul de seară, cu întâi și întâi, cu nimic altceva decât cu ocupații care îți plac și reprezintă înclinațiile tale naturale, hobby-urile tale, și devină mai bun la asta. Există parabole interesante care izvorăsc în mintea oamenilor citind această carte. Adică poate fi raportată la foarte multe aspecte ale vieții și vă recomand să o căutați și să o citiți. Această carte face parte din proiectul Gutenberg, dacă pronunț bine termenul, de care abia am aflat, care, din câte am înțeles, presupune oferirea de cărți online fără restricții prea mari. Adică cartea poate fi printată, copiată, citită, folosită, numai să și citim. Adică proiectul zice, nu mai citiți, închei astăzi cu ideea care tot din carte e luată și îmi place foarte mult, mereu
omul care a gustat din viață va dori să guste și mai mult din viață. Pentru că pofta vine mâncând. Și, de cealaltă parte, mereu, omul care se dă jos din pat va fi mai greu de urnit să guste din viață. Așa că, lucrați cu voi să vă dați ușor jos din pat și să fiți plini de viață, pentru că de voi depinde, să vă fie de folos și poftă bună la gustat din viață. Vă îmbrățișez!